Un tânăr de 22 de ani din Cristolțel, județul Sălaj, a scăpat cu leziuni ușoare după ce a fost mușcat de calul din propria gospodărie. Nu se cunosc foarte bine circumstanțele în care ar fi avut loc incidentul, însă bărbatul s-a ales cu o mușcătură la piciorul stâng, care l-a trimis direct în urgența spitalului județean din Zalău. Medicii l-au tratat și a avut noroc pentru că nu a necesitat internarea. Cu siguranță pe viitor, tânărul își va aduce aminte că nu numai câinele mușcă. Sâmbătă seara, în jurul orei 9, la unitatea de primire a urgențelor a spitalului, a fost adus un pacient de 22 de ani, ce prezenta o contuzie fortă la nivelul coapsei stângi, rezultată în urma unei mușcături de cal. Pacientul a fost tratat la unitatea de primire a urgențelor, nefiind necesară spitalizarea lui.